Este liber. Pentru că n-a găsit nici o vină în el. Dar el a fost speriat. Când ei l-au amenințat și au spus, nu ești prieten cu cezarul, a stat pe scaunul de judecător. Preoții au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l. Să răstignezi pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Și ei strigă, noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. L-au dat în mâinile lui, în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să îl răstignească. I-au pus crucea în spate. Și l-au urmat femeile și novadele bocind. Novadele care cu câteva zile înainte au strigat în Duminica Floriilor, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, binecuvântat este împăratul lui David, de data aceasta au strigat, infiltrate de oamenii aceștia ai răutății, răstignește-l, răstignește-l. Printre ei erau ucenicii și femeile care au urmat pe Domnul Iisus, îl plângeau fără putere, pentru că era vremea hotărâtă când Domnul Iisus a venit ca să împlinească ce trebuie împlinit. În locul nostru a venit și a fost abandonat. În locul nostru a venit și a suferit. A fost fălmuit. A fost scuipat. A fost bătut cu trestia. A fost bătut cu biciurile romane. Biciurile acelea din curele și aveau niște bolduri de fier când intrau în piele, când se smulgeau înapoi, se smulgea cu tot cu carne. Suferințele Domnului au fost nespuse mari. Dar El a venit și a suferit în locul nostru. A fost dus la cruce, a fost pus pe cruce și acolo au strigat, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și apoi mântuiește-ne și pe noi. Câtă înjosire! Adică tot ce ai spus tu n-are nicio valoare. Căci dacă ar avea valoare ce ai spus tu, tu n-ai fi acolo. Oamenii nu înțelegeau. Dar Domnul Iisus s-a rugat și a zis, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Până la sfârșit, El a răbdat. Și pentru că a răbdat până la sfârșit, a biruit. Când diavolul a crezut că a câștigat, atunci, de fapt, a fost biruit pe deplin. Diavolul a încercat în pustie ca să-L ispitească pe Domnul Iisus. Diavolul a încercat în grădină ca să-L ispitească pe Domnul Iisus. N-a reușit. Diavolul a încercat și Domnul Iisus a biruit, diavolul n-a reușit. Și când a zis, s-a sfârșit, Tată, mâinile tale împedițăți Duhul, s-a cutremurat pământul, s-a întunecat cerul, pentru că soarele n-a putut să privească atâta răutate omenirii. Și însuși Tatăl, pentru o clipă și-a dus privirea. Și Domnul Iisus a zis, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părțit? Pentru ce? Ca noi să putem să fim primiți, ca noi să putem să fim iertați, ca noi să putem să devenim copii al lui Dumnezeu. Cât este de trist astăzi, că după ce ni s-a dat un numele acesta scump de Fiul lui Dumnezeu, după ce tinerii și frații și surorile primesc Duhul Sfânt și sunt îmbrăcați în putere, uită de darul lui Dumnezeu și merg iarăși în mocir la unii acestea. Cât este de trist lucrul acesta? Dimineața aici, Greg și cu Betty sau cum îi cheamă, o familie, un cuplu, soție de 25 de ani căsătoriți. A fost atât de dulce, a stat aici, în fața bisericii. S-au privit un om în alții și și-au spus cât de mult se iubesc și cât de mult doresc să rămână, să fie împreună. Iubiților, spunea fratele Chris că familia simbolizează sau reflectă relația dintre biserică și Hristos. Sau dintre noi ca și credincioși și Hristos. Poate unii v-ați botezat de un an, de doi, de cinci, de zece sau mai mult.
Nu credeți că ar fi nevoie acum, înainte ca să ne apropiem de cina Domnului, fiecare din noi, să ne mai renuim o dată legământul. Oamenii aceștia și-au renuit legământul unul față de celălalt. Nu credeți că ar fi nevoie să ne mai renuim o dată legământul? Să spunem, Doamne, încă o dată vreau să-mi renuiesc legământul cu Tine și vreau să-l păstrez până la capăt, să fiu al Tău, să fiu a Ta. Haideți să ne ridicăm picioare în fața Domnului, să ne cercetăm inima în fața Lui. El a venit, pentru noi a fost părăsit, ca noi să putem să fim primiți în familia Lui Dumnezeu. Eram străini, fără cetățenie, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legământ, dar El a venit ca să facă legământ cu noi, să ne primească să fim copii al Lui Dumnezeu, să fim moștenitori ai cerului și să avem viață veșnică. În momentele acestea, vă îndemn să ne cercetăm inima și să spunem, Doamne, vreau să-mi renoiesc legământul cu Tine. Îmbrădicește-mă să mă apropii de trupul Tău și de sângele Tău. Când rugăciunea noastră comună încetează, continuăm mijlocirea la fratele Dani, Dani Zunderzana, și mijlocim la Domnul de Tine, ca pe fiecare Domnul să ne primească. Ne rugăm așa cu Tine. Tată, îți mulțumim. Îți mulțumim că atât de mult ne-ai iubit și ne iubești. Ne-ai dat și ne dai sănătate și viață.